Informație de ultim moment, incident grav la o școală din județul Neamț. Un elev de clasa a 7-a a suferit un traumatism craniocerebral sever după ce colegii săi mai mari l-au scăpat pe pardoseală. Copilul a fost dus la spitalul din Târgu Neamț, iar acolo medicii care l-au stabilizat au cerut să fie transferat cu elicopterul SMURD la spitalul Sfânta Maria din Iași. Cu detalii acum vine colega mea Ligia Pricop. Ligia. Băiatul de 13 ani a fost stabilizat de medicii de la Iași care l-au preluat după ce inițial a fost tratat la dispensarul comunal din Pipirig, acolo unde s-a întâmplat incidentul, și apoi la Târgu Neamț. A trecut prin câteva episoade mai complicate, însă acum starea lui de sănătate este ceva mai bună, spun medicii de la Spitalul Sfânta Maria. A suferit un traumatism cranian, era conștient în momentul în care a fost adus la Iași, a fost transferat cu un elicopter SMURD. Incidentul s-a întâmplat la școală, într-o pauză. Băiatul era împreună cu mai mulți colegi. A fost o joacă foarte periculoasă, practic. Colegii l-au luat pe brațe și l-au aruncat în sus, dar nu au mai reușit să-l prindă. Prin urmare, a căzut inconștient la pământ pentru că s-a lovit foarte tare la cap. Polițiștii au deschis un dosar penal, deocamdată in rem, pentru vătămare corporală, și inspectoratul școlar Neamț a anunțat că va face verificări, va trimite o echipă de control luni la liceul din Pipirig.